Începând cu data de 24 februarie, Sala Sporturilor Iftimiei Lisei din Megidia găzduiește evenimentul tradiție Cupa Municipiului Megidia la fotbal. Competiția ajunsă la cea de 30-a ediție este organizată de Primăria și Consiliul Local Megidia, în colaborare cu Clubul Sportiv Happy Kids 2010, Clubul Sportiv Școlar Megidia și Asociația Județeană de Fotbal. Turneul se adresează categoriilor de vârstă Old Boys, cadeți, licee și gimnazium. De mai bine de o săptămână, Sala Sporturilor Iftimiei Lisei din Megidia este locul de întâlnire al iubitorilor de fotbal. Deoarece aici se desfășoară meciurile la categoria Old Boys și cadeți din cadrul Cupei Municipiului Megidia la fotbal. Toate meciurile sunt solicitante de la o vârstă încolo, indiferent dacă echipa adversă e mai mult sau mai puțin instruită. Faptul că ne adunăm aici prieteni, vechi cunoscuți, e o plăcere. Și câtă vreme ne mai țin picioarele, o să ne mai întâlnim, să mai jucăm. Să înțeleg că practicați fotbalul ca și o pasiune de-a dumneavoastră. După o vârstă e pasiune. Am jucat la vremea noastră, acum e rândul celor tineri, noi ne mai întâlnim așa, după programul de muncă sau într-un weekend, ne întâlnim că ne place, că dacă nu ne plăcea, venim de... Exact din pasiune, cum a zis Adinari. Sfârșitul de săptămână a adus în atenția publicului numeros care a încurajat echipele din teren mai ceva ca pe marile stadioane, 18 meciuri al căror moto a fost fair play-ul. Cum vi se par meciurile din această seară de fotbal? Foarte bine, foarte bun. Bun, frumos. Foarte bun, e frumos deci. Vi se par că au fost jucate cu fair play? Da, cu fair play, da. S-a jucat frumos. Foarte frumoase. Considerați că jucătorii au jucat cu fair play? Da, până acum au jucat foarte frumos, da. S-au respectat regulile de Osboi. Sunt foarte strânse, sunt echilibrate. Ziua de joi a adus în atenția iubitorilor de fotbal alte 4 meciuri, desfășurate la categoria Old Boys, iar vineri 3 martie s-au desfășurat alte 4 derbiuri în cadrul Cupei Municipiului Megidia la fotbal. Joi, categoria Old Boys. La Chiftea și Eurolight Megidia Chimpex Constanța 2-3. Rodes Megidia VDM Construct Constanța 3-9. Voința Valului Traian 2 Primăria Megidia 1-4. FC Gară Spada Megidia Apollo Ecoterm Megidia 4-4. Vineri, categoria Old Boys. Carsium Hârșova, Rodes Megidia 8-2, Perla Murfătlar, Tanța și Costel Megidia 2-6, Macedonia Ovidiu Carvân, Libnița 3-12, Chimpex Constanța, FC Nord Megidia 6-3. Echipa Voința Valului Traian 2 a fost sancționată cu pierderea jocului pe care trebuia să-l susțină în compania Perlei Murfatlar, duminică de la ora 19 din cauza neprezentării. Ne aflăm în plină desfășurare a turneului Cupa Municipiului Megidia. Avem și anul acesta parte de jocuri spectaculoase, încrâncenate. Ambițiile sunt foarte mari, așa cum știe toată lumea. Vreau să semnalez un aspect plăcut. Prezența spectatorilor în sală într-un număr destul de mare, asta înseamnă că la Megidia încă sunt circunstanțe pentru a reînvia activitatea sportivă. Sâmbătă 4 martie, Sala Sporturilor Iftimiei Lisei a găzduit 5 partide, dintre care 2 la categoria cadeți și 3 la Old Boys. Categoria cadeți. FC Nord Zone Megidia Tineretul Țepeș Vodă 3-4. Club 69 Constanța Internațional Poarta Albă 4-2. Categoria Old Boys. FC 31 Megidia la Chiftea și Eurolight Megidia 5-1. VDT Construct Constanța cu FC Gară Spada Megidia 6-3. Primăria Megidia Perla Murfatlar 1-1. Ziua de duminică 5 martie a adus în atenția iubitorilor de fotbal alte 5 partide, atât la categoria cadeți cât și la Old Boys. Categoria cadeți. FC Mongolia Sport Team Megidia 2-6.
Categoria Old Boys, Stanța și Costel Megidia, FC 31 Megidia 7-1. FC Gară, Spada Megidia, Carsium Hârșova 10-3. Voința Valului Traian Doiper la Murfatlar 0-3. Apollo Ecoter Megidia cu VDT Construct Constanța 6-0. Astăzi, începând cu ora 8 în sala de sport Dan Spătaru din zona de nord, cei mai mici fotbaliști din cadrul turneului Cupa Municipiului Megidia la fotbal au dat startul competiției la categoria gimnazium. În competiție s-au înscris 10 școli atât din Megidia cât și din localitățile învecinate. Este prima zi de competiție, sunt înscrise toate școlile generale gimnaziale din Megidia, inclusiv avem invitați din localitățile limitrofe, școala Mircea Vodă, școala Satu Nou și școala Peștera. Competiția se ține în decurs de 2 săptămâni, urmând ca finala mică și finala mare să desfășoare la sala Eftimie Elizei. Iată rezultatele primei zile a competiției sportive la categoria gimnazium. Școala Spiru Haret, școala Peștera 3-0, școala Mihail Sadoveanu, școala Satu Nou 1-3, școala Mircea Dragomirescu cu școala Mircea Vodă 12-3, școala Lucian Grigorescu cu colegiul Kemal Atatürk 8-3. La categoria gimnaziu, următoarele partide se vor desfășura miercuri 8 martie și vineri 10 martie de la ora 8, tot în sala de sport Dan Spătaru.